Mihaela sunt și vă zic că bine ne-am reîntâlnit în Atelier de Drag. Pentru că este prima întâlnire din acest an, vreau să vă urez tuturor să aveți un an bun, cu multe bucurii, cu multă liniște în suflet, un an prosper, să reușiți tot ce v-ați propus pentru acest an. Și atunci vreau să vă spun, să vă urez tuturor un an nou fericit. Eu am ajuns aseară acasă și pentru astăzi aveam în plan să încep înregistrări pentru bluzița la care lucrez, dar nu mă puteam aduna, nu reușeam nicicum să îmi încep ziua cu calcule și cu multă matematică și atunci am zis să fie prima întâlnire mult mai frumoasă, în care vreau să vorbesc despre ceea ce vedeți aici în față pe masa mea și vreau să vă arăt firele pe care mi le-am adus de acasă și o să vorbesc și despre ele, poate vă vin idei, poate începeți să achiziționați și voi. Mi s-a părut mult mai frumos să încep așa ca prima întâlnire, în primul rând că vreau să îi mulțumesc în mod special aceleia care a reușit să mă uimească. Știți că eu am plecat așa pe fugă acasă și am deschis noi așa cadourile la fel pe fugă înainte să pornim la drum și mi-a adus soțul meu un cadou trimis de una dintre voi din țară. Acum eu nu știu dacă să-i dau numele sau nu, aș putea să-i dau numele pentru că a făcut un gest foarte frumos. Așa cum v-am zis, am rămas fără cuvinte, nu-mi venea să cred. Pe de altă parte, nu aș da numele și am să vă spun de ce. Întâi să vă arăt ce am putut eu primi. Odată am primit așa o ciuboțică croșetată manual, plină cu decorațiuni de Crăciun, pentru Crăciun. Aș putea să zic că este ciuboțica de la Moș Nicolae. Și apoi am primit decorațiuni pentru Crăciun, făcute cu mânuțele ei. Da, deci am așa o coroniță pentru agățat în brad, sau oriunde o văd eu agățată. Am aici o steluță plină cu accesorii de Crăciun. Da, este un aranjament făcut. Am globulețe, am brăduți făcuți din conuri de brad. Am fructele acestea, nu știu cum se numesc, dar le văd peste tot în garturile acelea vii de pe stradă. Am un om de zăpadă cu un fes croșetat care aproape imită fesurile croșetate de mine, așa Benny. Un decor pentru Crăciun foarte frumos. Și mai am aici o superbă coroniță ce se pune pe ușă. Vreau să-i mulțumesc din suflet pentru că a reușit să mă surprindă cu acest cadou. Și de ce nu vreau să spun numele? Pentru că nu aș vrea să începeți toate să faceți la fel. Sau, mă rog, să începeți mai multe să faceți la fel. Să trec un pic mai repede peste. Ideea mea care este? Apreciez din suflet acest gest. Dar nu vreau să fie un precedent, să se fi creat un precedent, în sensul că eu știu cât costă să trimiteți de acolo până aici un cadou. Și nu aș vrea în niciun fel să începeți să faceți sacrificii ca să-mi trimiteți mie cadouri. Facem un pact de toți bănuții aceia, luați-vă fire. Luați-vă fire și îmi spuneți, uite Miha, cadoul pentru tine este aici. Mi-am luat fire pentru nu știu ce bluză. Cu toate că m-am bucurat foarte mult, vă spun cu mâna pe inimă că m-a durut sufletul pentru că fata aceasta, pe lângă cadoul în sine, a plătit atâta transport ca să mi-l trimită mie aici în Germania. Și vă rog din suflet să nu faceți așa ceva. Deci îți mulțumesc foarte mult, dar ți-am zis, o parte din mine s-a bucurat,
o parte din mine a suferit. Da? A suferit pentru că știu efortul pe care l-ai făcut ca să îmi bucur mie sufletul. Și cu mâna pe inimă îți mulțumesc. Și cu mâna pe inimă vă spun celorlalte că nu vreau să faceți așa sacrificii pentru mine. Bun. Asta a fost despre cadou. Am să le dau puțin deoparte pentru că vreau să mă laud. Și vreau să mă laud cu fire pe care le-am achiziționat. Eu acum mi-am făcut și temele, mi-am pus bilețel la fiecare fir, pentru că vreau să vă vorbesc și vouă despre ele, vreau să le am și eu. Nu știu când le va veni rândul să le lucrez și trebuie să le am și eu în vedere că atunci când le lucrez să știu ce fir am în mână. Tot o fată dintre voi mi-a zis de unde a început să-și achiziționeze fire. Există o pagină de Facebook și pentru că eu nu am avut timp, ea m-a atras de urechi, vezi că postează acum, în nu știu ce zi era. Și am intrat și am început să rezerv. Și am rezervat, și am rezervat, și am rezervat și mi-am făcut aici de lucru pentru nu știu câte luni de zile, ani de zile. Și vreau să vi le arăt. Nu am să zic numele paginii aici, dar pe grupul nostru, în postarea aceea despre fire, voi pomeni și numele paginii de unde au fost achiziționate, pentru că puteți să achiziționați fire frumoase, bune și cu bani puțini. Eu chiar am zis că o să mai încep să fac așa, când găsesc fire bune, știți că există o pagină, există o doamnă care vinde, sunt mai multe doamne, clar, care vând fire fără etichetă, fire de mohair, da, care sunt superbe. Așa voi face și eu de acum. Găsesc ce-mi place, numai nu știu cum se întâmplă că eu de obicei când intru sunt toate rezervate, mi le adun în țară și când strâng mai multe, primesc un colet sau ajung eu în țară și mi le iau pe toate. Și acum am să trec de să vorbesc despre primul fir pe care l-am luat. Am așa bobinele acestea și în fiecare bobină este o mini probă de lucru. Și firul acesta pe care îl am în față este compus, să văd eu așa, dintr-un fir gri din lână și mai are un fir cu bucle roșii și portocalii și un fir de lame. Sunt răsucite. Și are așa că mi-am notat aici 80% lână, 18% acril, 2% lurex, antrele recomandate între 4 și 4,5, 420 de grame am aici într-o bobină, și a costat 27 de lei. Da? 27 de lei, un fir frumos de efect, pe care eu pot să-l tricotez așa, dacă mă uit aici, e perfect pentru un cardigan. Cantitatea 420 mă încurcă și asta este practic la fiecare bobină valabil, pentru că la toate am cantitate mai mică. Dar de aceea suntem creative, să vedem ce reuși, să văd ce pot eu să fac dintr-o bobină din aceasta, pot să-l combin, am 7.000 de variante în cap de combinat, garantat ceva o să fac. În ce secol? Nu știu, dar pentru că secolul este totuși la început, presupun că în acest secol. O altă bobină care mi-a plăcut foarte mult este aceasta, am și aici o probă de lucru, este cam bătută pentru ce aș vrea eu să fac din ea. Clar, o să o lucrez cu oace mai mari și mi-am notat aici 25% alpaca, 5% lurex, lână 60%, viscoză 5, ace recomandate între 4-4,5, am 395 de grame, 27 de lei. Aici iarăși este o combinație de mai multe fire. Am firul de lurex. Am firul acesta de, ce am zis, viscoză? Da, firul acesta de viscoză. Și mai am
un fir din lână, da? Este o combinație aici de unul de lurex, unul de viscoză și încă trei fire de culori diferite și unul este pretricotat ceva, un fir de lână, un fir foarte subțire, nu știu care e acril, care e lână, oricum este un fir superb, da? Am dat iarăși pe el 27 de lei. Am aici 395 de grame, eu sper că măcar o bluziță să iasă din el și trec mai departe. Aici am iarăși o combinație de 95% lână, 3% viscoză și lurex 2%. Practic am aici două fire, unul cu din lână, unul din viscoză, iar pe viscoza aceasta am bobițe din lurex. Tare mă mănâncă degetele să-l încep și pe ăsta. Dar știți cum? Din păcate, cred că toate vor rămâne pentru anul viitor, pentru iarna viitoare. Nu mai știu cu ce să încep. Am odată proiectele ce le am eu în lucru, plus frumusețile astea de fire. Nu știu cu care să încep. În general, m-am uitat la această, când am luat aceste fire, m-am orientat ca să fie toate cu fire din lână, da? Să fie cât mai multă lână în compoziție. Dar l-am găsit și pe acesta care are doar 10% lână și 80% acril. Viscoză 10%. Și am aici o bobină de 340 de grame, care a fost 22 de lei. Mostra, da, proba de lucru. Și firul cum este? Este un fir de viscoză galben și un fir, da, lâna cu acrilul, cu nuanțele acestea de bej și de maro, deci este un fir de efect. Are bobițe peste tot. Bobițe maro și bobițe bej. Cantitatea mă încurcă, 340 de grame. Am să văd ce reușesc să fac și din el. Dacă nu, clar, îl voi combina cu alte fire și ceva voi face și din acesta. Din toate astea văd eu făcute cardigane, bluzițe. Și mă gândeam, întâi am să vă arăt aici, mai am 360 de grame din acest fir, care este mohair 60%, merino 10%, poliamidă 27%, viscoză 2, lurex 1, ace recomandate 3,5-4,5, 360 de grame, 22 de lei. Și mă uit și pe acest fir. Și am așa, am un fir de lurex și trei fire foarte subțirele din cealaltă compoziție. Mohair cu merino și eu chiar mă pregăteam să-mi cumpăr de la Drops un mohair roșu, un fir de flora roșu. Și eu găsesc acest lurex la Drops. Să vi-l și arăt. Așa arată bobinele de lurex la Drops și se găsește la ei auriu, argintiu și roșu. O bobinuță din aceasta are 700 de metri. Suficientă pentru o bluză, nu știu, M, chiar și un L probabil. Și aș fi putut să fac această combinație, da? Un fir de mohair, un fir de lurex și unul de flora, spre exemplu, pentru o bluziță. Dar garantat aș fi ajuns la cu totul alte prețuri față de ce am găsit aici. Și acesta a fost, cum v-am zis, 22 de lei. Iarăși o superbitate pe care vreau să o lucrez. Dar cred că îmi voi rezerva și această plăcere pentru Crăciunul viitor. Și nu am terminat.
Aici nu mai știu exact compoziția, pentru că eu rezervasem ceva fir, fusese deja rezervat și apoi doamna ce le vinde mi-a scris în privat că mai are așa ceva la un con, mai are un con din aceeași culoare. Știu că era 100% lână sau un procent foarte mare de lână și am aici la 500 de grame are conul și a costat 35 de lei. Partea proastă la toate aceste bobine este că nu găsești două la fel. Deci dacă te poți încadra într-una singură, este perfect. Dacă nu, două la fel nu există. De aceea am luat și eu, fiind cantitate mai micuță. Acum, dacă mă raportez la bluzele ce le fac eu, care toate au câteva sute de grame, ar trebui să-mi ajungă. Lâna este mai grea, dar nu fac probleme. Într-un fel sau altul le voi folosi. Și conul acesta îmi place iarăși foarte mult. Cred că este pentru Andrele de 2,5-3. Îmi place foarte mult pentru toată combinația de culori ce o are. N-aș putea zice că am ceva în cap pentru acest fir. Eventual așa a combinat la rochia pe care vreau eu să o fac. Poate folosesc din el. Dar mă gândesc că e păcat. Am 500 de grame, păcat să stric puțin la cât mi-ar trebui mie acolo. Da, vedem și cu acesta ce facem. La acest fir am găsit două bobine și am aici 720 de grame și am să mă uit un pic și pe acest fir. Am un fir pretricotat și un fir din viscoză, poliacril, nu știu ce ar fi. Compoziția acestui fir mi-am notat eu aici alpaca 30%, lână 65%, viscoză 5%. Deci acesta este firul din viscoză, este tot pretricotat, dar foarte, foarte subțire. Îmi plac culorile, am suficient fir, 720 de grame, aștept ideea. Arată tare interesant așa tricotat, dar n-am nimic în cap pentru el. Rămâne în așteptare. Ce mi-am mai luat de la doamna? Mi-am luat așa. Din păcate aici nu mi-a mai făcut print screen. Am viscoză 100% și Andrele 3,5-4,5. Nu știu câte grame mi-am luat. Am destule bobine aici, pot să-l cântăresc. Și nu mai știu nici cât am dat pe el. Dar mi-a plăcut galbenul acesta, cantitatea am destulă. Și cred că merge foarte fain și de o bluziță, și de un cardigan de vară, ceva, nu știu. Dar e tare frumos. Este viscoză răsucită pe un fir de bumbac, aș zice. Și neregulat, este tot așa ondulat. Da, este tot un fir de efect. Și pentru că au fost toate foarte ieftine, la 7 lei, la cred că astea au fost la 7 lei, sunt tot viscoză. Este o viscoză albă pe un fir subțire din bumbac, probabil, care este bej. Am și aici cantitate suficientă pentru o bluză de viscoză. Tot așa, sigur, am și aici. Hai că vă foșnesc. Am și aici vreo 200 de grame, cât îmi trebuie mie pentru o bluzică. La fel, viscoză. Este o viscoză foarte frumoasă, albă. Le-am luat și pe astea pentru că îmi place mult această viscoză. Și tot de la ei mi-am luat un mohair. Acum, el este un amestec de mohair cu acril.
Am aici 70% mohair, 30% acril. Firul este mai gros decât mohairul de la Drops. Este pufos. De ce l-am luat eu? Am zis că la 7 lei cât am dat pe el, că atâta mi-am notat eu aici, am 130 de grame și mai fac pe aici, pe colo, câte un volănaș și atunci ar merge și ăsta. Nu știu, lasă să fie. La 7 lei n-o strica nici ăsta. Și ce mi-a mai găsit în țară? Am intrat într-o mercerie, atât am reușit, într-o singură mercerie să ajung, și mi-am găsit două bobine de Salmer de la Yarnart. Un galben foarte frumos, mai aveau, erau ultimele două bobine și mai aveau două de bleu, care nu-mi zice mie mare lucru. Și am văzut din start că dintr-o bobină lipsește fir, se vedea că este fir consumat din ea și am luat-o așa că știam că oricum e pentru o bluză M, îmi ajung două bobine și am cântărit-o de curiozitate acasă și are 93 de grame. Na, ori doamnei nu i-a ajuns firul și a furat-o țăr de aici, ori s-o încurcat foarte mult și l-o aruncat, l-o tăiat, că sunt chinuite vai de ele. Etichetele sunt rupte, da? Deși este o mercerie foarte ok, este merceria de la care am cumpărat eu, dar nu. Cum stau acolo de ani de zile, s-au deteriorat. Și mă bucur că am găsit galbenul acesta frumos, pentru că e un fir ce îmi place tare mult. Și îi voi găsi și lui un proiect, nu? Lasă fie că nu strică. Nu cere de mâncare. Și cam astea au fost achizițiile mele de fire din țară. De ce am vrut să vă spun despre ele? Ca să mă laud. Și ca să mă laud. Mai mult am vrut să vă spun despre ele, ca să vedeți că aveți posibilitatea din țară să vă luați fire bune și fire frumoase la prețuri rezonabile. Da? Deci trebuie să cunoașteți persoanele care vând fire bune și fire frumoase la prețuri bune pentru voi și să stați la pândă. Dar nu faceți ca mine, nu vă luați cantități industriale cum am făcut eu. Luați-vă așa pentru două, trei proiecte. Da, cum e vorba, să faci ce zice popa, nu ce face el. Eu vă dau sfaturi bune. Dar ce să fac? Și eu sunt dependentă ca și voi și atunci tot cumpăr. Cam despre asta cred că a fost astăzi. Mă mai uit așa în jur să văd că n-am uitat ceva, n-am uitat vreun fir. Și pentru că încă mai suntem în atmosfera de sărbători și urmează acum iarăși Sfântul Ion și Boboteaza, începeți așa încet, încet cu toate. Și până ne reîntâlnim, vă zic ca de fiecare dată, să fiți iubite, să aveți spor în toate și închei cu an nou fericit. Vă pup, pa, pa!